Bună seara, suntem în direct la Canal 33 România, emisiunea Marea Dragoste, sunt Alice Năstase Buciuta, am cei mai grozavi invitați de fiecare dată, iar astăzi este o zi cu totul și cu totul specială. Minunata artistă Marina Krilovici, extraordinara soprană cunoscută în întreaga lume. Marina Krilovici, am scris despre ea o carte, Marina Krilovici, o cunosc de ani de zile, o iubesc de dinainte să ne cunoaștem, pentru că i-am ascultat muzica sa extraordinară și am descoperit dincolo de înregistrările splendide, de spectacole minunate pe care le-a făcut în întreaga lume, un om pe măsura talentului său, un om la fel de frumos, la fel de nobil, la fel de deschis cum este și vocea sa, unică în lume. Mulțumesc, Marina Krilovici, că ai acceptat să fii invitata mea. Bineînțeles, sunt foarte fericită că am reușit să pun acest Zoom, atât de discutat Zoom, și că putem face această emisiune de la depărtare, dar cu inimile și cu gândurile foarte aproape. Ai fost și aici, în studioul nostru de la Canal 33 România, și îmi doresc să fii din nou aici, alături de noi. Din păcate, vremurile acestea ne păstrează unii la distanță de alții, împotriva voinței noastre. Suntem izolați, muzica a tăcut deocamdată, s-a lăsat liniștea în marile teatre ale lumii, acelea în care tu ai primit atâtea aplauze și colegii tăi din această breaslă extraordinară sunt nevoiți să stea acasă, să cânte de acasă. Ești în Atena, în casa ta minunată, aproape de conservatorul la care predai, aproape de opera la care ai cântat și cânti și acum uneori, dar în sufletul tău acasă este și România și aceasta este țara ta. Marina Krilovici, ești româncă, așa cum ai spus, pretutindeni în lume, chiar dacă acum locuiești în Grecia. Cum este acolo pandemia, cum e acolo opera, cum este acolo muzica? Această pandemie, draga mea, nu este numai în Grecia, nu este numai în România, este în absolut toată lumea, după cum probabil știți și sunteți informați. Este, pot să spun că grecii și comisia cea care s-a ocupat aici la noi de situația aceasta, a luat niște măsuri foarte rapide, foarte drastice, și grecul, care este un tip mai așa, totuși a acceptat. Și noi am avut foarte puține situații de morți, foarte mulți s-au salvat. Mi se pare că avem numai 160-170 de morți. Și personal am stat în casă, am ieșit cu un mesaj pe care îl făceam la poliție, mă duc la supermarket, mă duc la farmacie sau mă duc să fac un exercițiu fizic, să umplu. Lucru care, în ceea ce privește România, nu mi-a plăcut deloc și am văzut că și unii oameni și prieteni și colegi erau foarte dezamăgiți cu această lege, că România numai de la omul de la 65 de ani trebuie să se ducă numai între 1 și 3. Adică găsesc asta total greșit. Măsurile sunt pentru toți. E adevărat că această vârsta este mai afectată, a fost mai în pericol, dar nu poți să-i spui omului să stea toată ziua în casă, să ducă numai de la 11 la 3 și să fie cos și să fie scandalul, că de ce ducă. Am auzit aceste lucruri de la prieteni care mi le-au povestit. Acum, s-a oprit totul. Grecia este o țară care are teatrul acesta antic, Irodios Atticu, care avea programat spectacole extraordinare, unde sunt 5.000 de locuri, pe marmură, în aer liber, unde am cântat de multe ori, de Celia Costea trebuia să cânte Tosca. Soprana Celia Costea, da. Da, de asemenea, există Idavros și există foarte multe teatre în aer liber. În
localități mai mici, mai puțin așa, dar unde au fost grecii antici care au lăsat urmele lor cu teatre de acestea, piatră în marmură și așa mai departe. Se pare, încearcă ei să facă, dar nu e nimic sigur, pentru că la opera din Atena s-a descoperit acum 2 săptămâni sau 3, numai cu cei foarte puțini oameni care se duceau la birouri și nu știu ce, s-a descoperit un caz de coronavirus. Și bineînțeles, toate carturile cu care se intra s-au anulat, se face o dezinfectare totală, totală, totală și ei cu timiditate, dar totuși cu dorință ca să arate ceva, că fac ceva, că existăm, vor organiza concerte cu pianul în aceste lucruri, în aceste locuri unde sunt teatre în aer liber, așa, cu câte 2-3 cântăreți și cu pianul, și la Irodio, unde trebuia să fie Tosca, se pare, adică este, așa se spune, dar nu știm nimic ce se va întâmpla, nimic nu-i sigur, se vor face în concert duete și terțete și fire din Tosca. Oamenii stând la distanță și cu pianul, fără orchestră. Orchestrele nu există, nicăieri nu există orchestră, nicăieri. Să fac astea prin internet, grupuri așa, cum ați văzut și la Metropolitan, la acea gală, dar nu este același lucru. Da, chiar voiam să te întreb, ce părere ai despre aceste transmisiuni online, despre spectacolele mai vechi care se transmit înregistrate de aici, de acolo, despre aceste gale când fiecare cântă de la el de acasă? Cum ți se par? Sunt frumoase, sunt emoționante, ți se pare că folosesc la ceva, că păstrează vie iubirea pentru opera publicului? Unele, adică acea gală de la Metropolitan, mie personal mi-a plăcut foarte mult și mi-au plăcut câțiva artiști foarte mari care au fost simpli, cum a fost Kaufman într-un jean, așa, cu o cămașă, nu știu cum, adică asta a fost un mesaj adevărat, pentru că dacă văd pe cineva într-o toaletă nemaipomenită și cu instalație de microfoane nemaipomenită, mie asta nu-mi spune nimic. Ce a fost mai pur și ce a fost un mesaj. Pentru mine a fost foarte bine, însă, cum să spun acum, spectacolele care s-au dat, e adevărat, pentru public, este o mare, mare, marele public care iubește opera și văzând toate spectacolele de la Metropolitan care s-au făcut acum 30 de ani, acum 20 de ani, este un lucru important în care ei învață, văd și judecă. Însă, astea erau lucruri gata făcute. Restul, chestiile astea care se fac, că vorbim, că facem, că trecem, și noi acum facem așa, dar facem un interviu. Că nu vreau să-ți fac un spectacol pe, pe așa. Dar tu ai putea, tu cânți bine întotdeauna. Știu asta, da, tu ai putea. Eu cânt bine și chiar trebuia în aprilie să se scrisese o operă modernă în care, mă rog, era pentru mine într-un fel, eu aveam un rol, apăream acolo, nu mult, dar acest lucru era foarte important. L-am învățat, dar nu s-a făcut. Acum dacă se va face vreodată, nu știm. Eu sunt foarte pesimistă în ceea ce privește viitorul spectacolelor de operă. În ce sens pesimistă? Opera nu se va uita, cei ce iubesc opera o iubesc, cei care sunt cântăreți de operă vor rămâne cântăreți de operă. Foarte afectați vor fi la bani, bineînțeles. Un om care avea contracte 50 de spectacole pe sezon sau chiar aici la operă are o leafă, să zicem, și leafa asta deocamdată o ia. Dar cât timp o să poată să o ia, cât timp o să poată să finanțeze statul oameni care nu lucrează deloc?
Înțelegi? Dar majoritatea n-au o leafă stabilă. Majoritatea au doar colaborări, nu? Cei care sunt independenți, cântă și aici și acolo, poate că nu sunt angajați nicăieri. Aici sunt câțiva, puțini. Puțini, printre care și soprana română Celia Costa, care are un contract fix. Nu sunt mulți, sunt cei care sunt foarte buni. Dar și deocamdată ea stă acasă, ea însă, uite, vreau să spun despre chestia asta, adică când cineva face o transmisiune de asta organizată ad hoc, nu știu cum, chiar dacă se vorbește foarte mult înainte, se face reclamă la noi, acest director a organizat niște recitaluri la operă, opera fiind închisă, știu de ce ea, pentru că de ea știu, i-am văzut și recitalul, este cu spatele la public, adică sala e goală, un pian, ea și instalația de transmitere este calitativă, că asta e foarte important. Adică, știi, asta cu gala lui Metropolitan, sunt de acord. O chestie așa, dar pe urmă, nu trebuie să începem așa fiecare să ne dea acasă de pijama, de nu știu ce, să cântăm ca să nu ne uite lumea. Nu! Eu consider că nu trebuie să te pui în toaletele mai pomenite, nu, dar să faci ceva calitativ. Dar, de exemplu, lecțiile acestea online. Probabil că și în Grecia se face școală online și tu ai eleve și elevi în toată lumea cu care lucrezi. Se poate transfera învățarea inclusiv în operă, în online? Ești de acord cu sistemul acesta? Poți ajuta mai departe pe cei care lucrează cu tine și poți lucra mai departe cu ei? O să-ți spun foarte sincer. În perioada aceasta de izolare totală, bineînțeles că nimeni nu a intrat casa mea. Fiul meu a venit de două ori de la distanță, cu mănuși, cu mască, el este foarte, foarte precaut și nu vrea. Și îl respect. O singură elevă, care este foarte tânără, care stătea și ea acasă, tot timpul asta era verificat 100%, mama ei, care stătea și ea acasă, fiind profesoară și nemai lucrând, o aducea cu mașina, de la distanță stăteam, eu dezinfectam notele ei și lucram cu ea pe viu, la pian, jos în studioul meu. Asta am făcut-o numai cu ea. Și bineînțeles că este cu totul altceva. Însă, între timp, chiar unele fete pe care eu nu le cunoșteam, mi-au scris dacă eu nu fac masterclass online. Nu masterclass online în niciun caz n-am putut să fac, să vorbesc la 40 de oameni, nu cred că se poate face ceva așa și cred că există un pic de speculație într-un masterclass cu mulți. Dar am zis hai să încerc. Și am încercat întâi cu o persoană pe care nu o cunoșteam. Întâi era cu telefonul, vorba i-am spus, nu cumva ai și un laptop, a zis, da, nu știu ce, și ne-am descurcat. Fata a fost mulțumită. Eu mi-am dat toată străluința. După care, alte două eleve, pe care le cunosc și care au voci foarte bune, cu care totdeauna am făcut lecție direct, așa, personal. M-au întrebat dacă vreau să fac online, pe Skype. Am încercat, prima lecție, au fost îngrozitor de decepționate, mi-au scris un prag mesaj, că așa, că nu se poate, cu tare, frumos, politicos. Dar eu m-am enervat, pentru că dacă nu auzi bine sau nu înțelegi ceva, spune pe loc. Ne oprim, eu nu sunt o persoană care o să mă supăr. Și tu e treaba. După câteva zile s-au gândit și mi-au scris, scuzați-mă, nu știu ce, că vrem căcutare și ieri am lucrat cu calm și ele cu calm și eu de departe le arătam respirația, cântam, ce a fost, cred că le-am ajutat, cel puțin mi-au spus că erau cântate și eu auzeam
cum sunetul, după ce spuneam ceva, sau frazarea era mai bună. Însă nu am de gând să mă îmbogățesc din acest lucru și să fac un business cu acest lucru. Asta în niciun caz. Dar încet, încet ne adaptăm. Pe mine mă bucură și te admir pentru cât de modernă ești, pentru faptul că ești tot timpul conectată pe rețelele de socializare, scrii pe tabletă, pe telefon, te-ai conectat cu tehnica, cu emisiunea noastră. Acum ți-ai instalat Zoom. Acum am și Zoom. Deci să tot facem emisiuni și transmisii de acum înainte, pentru că ești la curent cu toate lucrurile astea. Ești o ființă tânără în tot ceea ce faci. Ai fost întotdeauna o fire veselă, deschisă, bucuroasă. Chiar voiam să te întreb dacă există cu adevărat conceptul acesta de divă în operă. Se vorbește foarte mult, toată lumea spune sopranele și mezzosopranele sunt niște dive, trebuie să se poarte ca niște dive, să umble cu blana de vizon pe umeri și cu cercei de diamant. Există într-adevăr imaginea divei, personajul acesta în operă? Dragă Alice, nu ne spune nimeni să ne punem blănuș și cercei de cum să spune, de diamante. Asta nu este așa. Unele cântărețe spuneau că, fiindcă concepeau că fără diamante și fără blănuri nu sunt destul de importante. Acum, divă pentru mine, cred că vine de la divină. Divine au fost puține. Una dintre divine a fost Callas, dar nu putem rămâne la ea, și a fost o divă. De ce? Pentru mine o divă este și cea care nu-și, n-are neapărat blana pe ea, cu o roche simplă, albă, cu coa negre și cu, cum era ea, cu toc la spate, cât slăbise, așa era extraordinară în ceea ce privește cum se îmbrăca, gustul și ceea ce prezenta în viața privată. Acum costumele de pe scenă sunt altceva. Ea, Maria Callas, a reprezentat o mare divă și a rămas o ceva forever, cum să spun. Dar nu trebuie copiată. Nu trebuie copiată. Mulți au vrut să o copieze și rezultatul n-a fost, multe, și n-a fost bun. Eu văd că astăzi sunt cântărețe superbe, văd că sunt cântărețe de foarte mare calitate, ca Lisette Oropeza, care a fost și la Gala Metropolitan, care pentru mine este mai mult, mai importantă decât Sutherland, care a fost acum 40 de ani. Este mult mai actuală, mult mai accesibilă, mult mai... și este simplă. Eu aceste fete nu pot să spun divă, dar este extraordinară. Adică, cum să spun, a devenit banal să zici divă, divă. Eu când pun o fotografie pe Facebook și arăt bine, divă, divă, divă. Eu nu mă consider divă, pentru că eu mă pun și patru gabe și curăț pe jos, fac și cu aspiratorul, asta nu prea place și călcatul îl fac, dar am avut întotdeauna și eu un stil pe care l-am învățat și de la mama mea, un stil, cum să spun, nobil, de a mă îmbrăca, de a sta, de a vorbi, și cred că asta contează foarte mult și este imaginea cea mai importantă a unui cântăreț. În ziua de azi, divii din ziua de azi, ca să zicem așa, se duc în blugi și bine fac, în short de jean și bine fac. Nu este adevărat că dacă pui briante și asta te ia lumea. Asta a fost acum 50 de ani. Acum nu. Acum este să cânți. Să cânți bine. Asta e cel mai important. Cine cântă? Să-ți mai dau niște exemple. Această mezzosoprană, care pentru mine este, stai să pun lumina asta, că văd că, așa,
Anita Rașeșvili, e un nume foarte greu să-l pronunț, pe care o cunosc personal, cu care am stat de vorbă, care cântă extraordinar, care are o voce extraordinară, care se îmbracă ca un hippie, ca așa, nu știu, simplu, și vorbește simplu, și ia parte la viața politică a țării ei, care din Georgia a fost atât de oprimată de ruși, de una de alta. Adică e o femeie modernă, nu este, și o fată simplă care a debutat la 25 de ani la Scala de Milano și care nu se duce cu blănuri și chestii de astea. Ziua de azi, cine este adevărată doamnă și divă, nu-și mai pune blănurile. Blănurile au fost cândva. Ce cântăreți îți plac din zilele noastre? Pe cine admiri dintre cei care sunt în vogă și pe care îi urmărim și noi? Care au fost în aceste mari spectacole pe care le-am văzut cu toții? Care îți plac? Ți-am spus, există, de exemplu, îmi place această mezzosoprană, este extraordinară, îl ador pe Kaufman, îmi place foarte mult pe Zala, îmi place această Lizette Oropeza, care este extraordinară și pe care am cunoscut-o personal și a cântat o Traviată unică. Și la gala lui Metropolitan a fost foarte, foarte bună, probabil că ea avea niște instalații mai... Știu că bărbatul ei este inginer de sunet sau așa ceva și avea niște instalații mai grozave pentru transmiterea acelui concert. Sunt și multe altele. Acum, știu că îți place voci. Ana Netrebko, nu? Ana Netrebko, asta, știu că îți place, bravo. Da. Scuze-mă că am uitat-o pe ea. Nu. Ea este, pentru mine, ea este, după Cala, care a lăsat o epocă, astăzi este Netrebko, care lasă o foarte, foarte, foarte mare epocă, o fată simplă, din popor, cu un mare talent, cu muncă, cu suflet extraordinar, care a ajuns unde a ajuns. Căreia nu este rușine să spună că are un copil care are o boală, care nu este rușine să divorțeze, să se recăsătorească, să apară când se îngrașe, să apară când slăbește, să cânte extraordinar. Poate că într-o seară, la atâtea spectacole care face sau la atâtea concerte, să fie și oamenii, din păcate, și publicul și mai ales ăștia care chipurile iubesc opera, sunt groaznici. Rămân fixați la Mario del Monaco, la Maria Callas, la, ce să mai spun, acum Gheaurov. Nu se poate. Sunt niște oameni, niște voci, dar nu se poate să nu admitem și ziua de azi. Ziua de azi este altfel. Vocile sunt extraordinare. Cântă, după părerea mea, și mai bine. Și mai bine, foarte mulți. Tehnica cântului a progresat. Astăzi trebuie să publicul să înțeleagă ce spunem, să înțeleagă cuvintele, să fie expresia nemaipomenită, nu să stai acolo să cânți și să scoți sunete. Sunete, s-a terminat cu sunetele. Sunetele nu sunt artă, după părerea mea. Arta cântului este mult mai complexă. Am văzut în spectacol... Pe Netrebko o ador. O ador. Cântă liduri, cântă Mozart, a cântat repertoriu lirico-leger la început, ce Manon, ce Traviata, ce a făcut Macbeth extraordinar, a făcut Aida, mă rog, poate prima dată n-a fost cel mai extraordinar, Forța de Destino, dar nu poți critica o astfel de artistă. Cum să spun, este extraordinară. Dar spune-mi, am văzut acum, am avut iarăși ocazia să vedem multe spectacole. Eu sunt o mare iubitoare de operă, sunt recunoscătoare operei și pentru întâlnirea noastră și pentru toate frumusețile pe care le-am trăit datorită operei. Am văzut spectacolele acelea vechi, din anii 70, 80 și 80 au început să facă înregistrări la Metropolitan, în care cântăreții nu erau potriviți rolurilor ca vârstă, de exemplu. Joan Sutherland avea aproape 60 de ani și cânta Lucia, sau care era o fată de 19-20. Da. Cum ți se par astăzi lucrurile acestea comparativ cu spectacolul de operă din ziua de astăzi? Nu numai din ziua de azi, de mult.
acest lucru s-a schimbat în foarte multe locuri și trebuie să se schimbe peste tot. Pentru că trebuie să lăsăm și pe cei tineri să intre. Adică o Mimi, o Micaela, o Lucia, o multe, care să aibă 60 de ani sau chiar 50 și să cânte Micaela, nu sunt de acord. Eu eram să cânt Boema, arătam încă bine, foarte bine. Și pianistul meu, pe care l-a tot, cu care am lucrat foarte mult, cel grec aici, care la un moment dat a avut un loc la opera din Atena, el făcea casting. Și chiar mă și spune Marina, e adevărat că așa și așa și așa, dar tu nu trebuie, nu mai ești nimic, nu mai ești aia, nu mai ești aia. Și a avut dreptate, așa este. Și ultimele mele roluri au fost Fedora, Adriana Lucufrăr, care astea foarte greșit sunt cântate de fete tinere și nu poți să fii Adriana Lucufrăr, să fii femeia aia cu sentimente, cu adâncimi profunde și să cânti Adriana Lucufrăr, și nici Fedora și nici, ce să spun, alte roluri așa care sunt pentru o femeie matură. Însă Micaela, ți-am mai spus, Boema și multe altele sunt și sunt contra să văd oameni, uite, și Gruberova a cântat până, nu știu, la 72-73. Pentru mine asta nu este un record. Recordul este să fii extraordinar de bună, să arăți bine, să fii un exemplu. Nu este pentru mine, nu suntem aici la curse de cai, să arătăm că la 70 și la 75 mai puteți face do naturale sau sol sau... Asta e foarte greșit, foarte, foarte greșit. Și din păcate, în România, foarte mulți tineri și fete care îi cunosc mai mult, a scos mi bemolul, a dat mi bemolul, n-a dat mi bemolul n-are, n-a dat, a dat două era... Ce e asta? Cântă o soprană care cântă Traviata și o cântă excepțional și mi bemolul este adevărat așa și așa, nu e scris mi bemolul. Termină cu do și gata. Și nu înseamnă că ești o Traviată extraordinară. Sigur că da, dar se păstrează vocea și asta. Sunt multe cântărețe care spun trag acum de voce cât am, cât sunt tânără la 30 de ani, pentru că pe urmă nu voi mai avea vocea. Tu iată cânti la 70 de ani, cântă și doar cei care au știut să-și păstreze tinerețea, nu știu dacă a sufletului se reflectă în voce, cum se păstrează anumite voci și cum unii artiști pot cânta, sigur, alt repertoriu potrivit lor. Sigur că poți să dai un concert cu alte partituri ca odinioară, dar vocea trebuie și ea păstrată într-un fel și unii o păstrează, alții nu. O să spun un lucru care nu prea se discută și nu prea se ia în considerație. Cel mai important lucru în această meserie este inteligența. Educația și inteligența. Această păstrare la naftalină, nu. Eu mă duceam, dansam, pierdeam nopțile. E adevărat că am avut o profesoară extraordinară, o bază extraordinară, am avut o genă și o așa sănătoasă, pe care, slavă Domnului și mulțumesc Dumnezeului, o am și astăzi, și o sinceritate, așa, în a mă autocritica, n-am fost niciodată mulțumită de mine, niciodată, și bineînțeles că atunci când trebuia să cânt în locuri, adică eu niciodată n-am făcut diferență dacă cânt la Metropolitan, dacă cânt la București, dacă cânt la Oțoțoaia sau dacă cânt la Atena, cum să spun. Dacă ești adevărat cântăreț și ții la această meserie și la tine, la arta pe care o faci, cânti la fel de extraordinar, mă rog, cât poți de bine, oriunde. Și îți respecti cum. Nu o să mă duc înainte de un spectacol să pierd noaptea, nu. Mă duc după spectacol să o pierd. Nu vorbesc mult, ca să am pianissime, să zic imbala, trebuie să am vocea curată, clară, mă pun de vreme, nu vorbesc. Bine, dar acest lucru
nu poate dura la infinit, în ceea ce mă privește. Este o viață grea. Este o viață grea. O viață, cum să spun, cere niște reguli. Astea sunt lucrurile. Dar cel mai important, repet, este inteligența. Dacă cineva îți propune să cânți curato și tu ești cu repertoriul la Boema, trebuie să știi să spui nu. Nu, nu pot. Nu e bine. Dar asta, vezi, în ziua de azi, pentru că concurența este extraordinar de mare, foarte mulți cântăreți, foarte multe fete. Și vezi că imediat toate, niciuna nu vrea să spună, fetele, că astea le cunosc mai bine, niciuna nu vrea să spună că e lirică lejeră. Ce? Păi da, dar cu vârsta, nu se face, dragă, nimic cu vârsta. Nu se face. Nu înseamnă că dacă te-ai descoperit lirică lejeră, la 40 de ani ești dramatică. Nu. Nu. Au fost niște cazuri, cum este de Trepco, a fost și cazul Renata Scoto, care nu pot să spun că era dramatică când cânta repertoriul mai greu, dar, mă rog, a fost idolatrizată de Metropolitan, era foarte prietenă cu Levine și de unde era Gilda și așa, a devenit tot ce vrei din repertoriul lui Cospin. Repet, inteligența. Să știi, să aștepți, să știi, să judeci, să nu te grăbești, să nu te grăbești. Despre toate lucrurile acestea extraordinare, despre cariera ta minunată, despre viața ta tumultuoasă, pot să spun, pentru că ai trăit intens, exact cum ai spus, fără restricții, ai iubit, ai fugit de acasă, te-ai îndrăgostit, ai făcut copii, te-ai măritat, te-ai despărțit, ai trăit o viață la mare, mare intensitate și ai avut și o carieră reprezentativă și ai cântat întotdeauna foarte bine. Despre toate acestea am povestit în cartea noastră, Marina Krilovici. Aveam, din păcate, câteva lansări programate, chiar în lunile acestea a trebuit să le anulăm, dar cartea se găsește în continuare, poate fi comandată pe site-ul nostru revistatango.ro, trimiteți un mail la distribuție @revistatango.ro și puteți găsi această carte, în care putem găsi de fapt o istorie a unei vieți autentice, trăite cu mare intensitate. Contează iubirea mai mult decât aplauzele publicului, sau sunt și artiști care crezi că spun, sunt mulțumit că am avut glorie, nu-mi trebuie nimic altceva? Cum este în cazul tău, Marina Krilovici? Draga mea, dragostea este cel mai important lucru. Fără dragoste, și dacă nu dai dragoste și publicului, nu ești o cântăreață extraordinară. Dacă nu te iubești și pe tine, eu mă iubesc și mă respect, dar ador oamenii, ador viața. Acum am luat, de exemplu, și cu acest virus, am luat măsuri clare, am respectat ce mi s-a spus, am șters imediat din start toate fake news care veneau. Nu mă interesează ce au făcut chinezii, ce au făcut americanii, dacă a venit din China, dacă a venit... Nu mă interesează deloc. Astea sunt bârfe și așa. Eu știu numai că la ora actuală viața mea riscă dacă fac așa, așa, așa. Și respect. Acum s-au deschis și plăjile și asta e cam... O să vedem cu avioanele, cu așa. Fata mea trebuie să vină în luna iulie, dar din Germania cu fetele. Nu știm încă dacă se va putea, dacă vor exista așa. Deci, dragostea, draga mea, nu există ceva mai frumos decât dragostea. Nici măcar muzica? Omul care nu iubește, nu trăiește, e mort. E mort, mort pe picioare. Da, da, da. Dar spunem, din punct de vedere financiar, o carieră în lumea operei îți asigură într-adevăr o viață îmbelșugată? Ajungi din operă dacă ești un cântăreț bun, indiferent în ce teatru mare al lumii,
trăiești într-adevăr o viață așa cum am visat cu toții, cu bani mulți, cu contracte, cu zeci de mii de euro, este într-adevăr o șansă? Sigur că este o șansă. Nu știu, astăzi sigur, cașierile și astea nu mai sunt cum erau odată, dar când cântam eu din ceea ce câștigam, puteam, după ce terminam spectacolul, să mă duc să cumpăr un inel de aur, să trimit părinților, să pun deoparte și formă să-mi cumpăr o casă în America, care mi-am cumpărat, să închiriez la Paris Pavanus Foch, unde stătea și Maria Callas și Gina Lollobrigida, ca să am o adresă așa, și să ofer în primul rând familiei mele, copiilor mei, și să am și astăzi o chestie sigură, sunt sigură că am din ce să trăiesc și să exist. Însă și aici există, știi, dacă tu vrei să dai mai pe mașini, Maserati, cum erau unii, se duceau la joc, la casino și jucau, cântăreți mari, nu vreau să spun numele, mare nume, și după ce a câștigat foarte, foarte, foarte mulți bani, a rămas la sfârșit fără. Se întâmplă și asta. Depinde cum vezi acest lucru. Este o meserie, nu este un vis. Este o meserie care, pe vremea mea, și acum, pentru foarte ușor, în două ore, trei, iei niște bani mulți. Și zic foarte ușor, dacă ești un om care ești cultivat și adecvat pentru cântăreț de operă, că dacă ești prost, nu. Nu se compară cu un om care lucrează 8 ore, nu știu unde, și așa. Este o meserie foarte bună, dar astăzi este mult, mult mai greu. Există foarte mulți cântăreți, foarte multe cântărețe, criteriile câteodată sunt și greșite, adică sunt de acord cu o apariție adecvată rolului, cu o prestanță pe scenă, dar nu sunt de acord că dacă este modelă și are talia de 35 de centimetri și nu știu ce, ca Vivian Lee, ea trebuie să cânte și să devine un star, având în spate un tată care are nu știu ce petroale sau nu știu ce și vine de nu știu ce. Asta nu-mi place, nu-mi place deloc. Însă, generația de în ultimii 20 de ani acum, care nu au fost superstari, cum este Kaufman, cum este Domingo, cum este Cutare, ăștia o să suferi foarte mult. Iar cei care sunt noi și care au toate premizele să intre în această meserie și să aibă succes, va fi îngrozitor de greu. Cred eu, asta cred. Și cred că anumite cariere, cozi, de calitate jumătate, cum se zice, și la o vârstă așa, se vor stinge. Vorbim de cariere internaționale, vorbim de așa, nu vorbesc de un teatru în România și asta, nu știu ce se întâmplă. Vorbesc, bine, nici acolo nu este, există niște vârfuri pe care eu le cunosc, cum e Marta Sandu, o fată cu o voce excepțională, cum este Irina Iordăchescu, adică sunt persoane care nu se discută, trebuie să continue. Însă și sperăm că și acolo statul, guvernul, ministerul va da bani acolo unde trebuie. Cultura este fața unei țări. Asta este. Cultura este fața unei țări. Și oamenii de cultură, artiștii, trebuie tratați cu respect. Scuze-mă, da, artiștii. Sigur. De exemplu, și în România se făceau, când veneau prezidenți și chestii de astea, erau totdeauna spectacole de gală. Și eram 5-6 oameni acolo care totdeauna cântam. Era Herlea, era Voicu, eram eu, era Valentin Gheorghiu și era
ansamblul Ciocârlia. Dar erau vârfuri. Da. Iată, au fost ani frumoși și în România pe scenele acestea, dar ai cunoscut și cei mai frumoși ani în întreaga lume, ai cântat în toate marile teatre și apoi la Atena ai avut o carieră extraordinară, stabilă, unde te-ai așezat cu familia ta. Ai fost căsătorită cu baritonul Costas Pascalis, un mare nume al operei, ai doi copii minunați și ei sunt artiști, fiecare în domeniul lui, dar nu ți-au urmat drumul și n-au făcut operă niciunul dintre ei, nu? Regreți asta câteodată? Deloc, pentru că, de exemplu, fata mea care are o voce superbă și cânta, începuse o carieră cu jazz, am ascultat-o odată, cu greutate, și am înțeles clar că, și am și spus, și nici ea nu vrea operă. Ea este extraordinară, muzică ușoară, în asta de jazz, cu care începuse, cu care plecase și în Londra, unde o casă de discuri promisese un contract și avea un viitor, o voce superbă. Dar fata mea a devenit o mamă extraordinară, am două nepoțele, pe Alina și pe Chiara, extraordinară, le-a dat o educație unică, sunt atât de deosebite de foarte, foarte mulți copii, sunt mature, sunt civilizate, vorbesc trei limbi, sunt, mă rog, Alexandra și-a consacrat anii, primii ani de tinerețe acestor copii, pentru că plecând în Germania, acolo ca să ai cineva care te ajută la copii sau așa, sunt sume exorbitante pe care nu puteai să le plătească și a preferat să facă acest lucru. Gătește, calcă, spală, lucru care nu m-am gândit niciodată în viața mea că ar fi făcut. Și le face repede, perfect, și este și cochetă și fericită. Și eu și mai fericită. Este o frumusețe enormă și în viețile noastre de familie, chiar dacă suntem artiști în lumile noastre, e minunat să iubim și să ne dăruim din tot sufletul celor de lângă noi. Poate că această perioadă de izolare ne-a reamintit cât de important este să ne iubim unii pe alții, să păstrăm legăturile cu cei care fac parte din sufletul nostru, cu prietenii noștri. Poate am avut timp mai mult să le dăm un telefon, să le spunem că iubim. Suntem norocoși cei care putem să ne păstrăm sufletul plin de dragoste, așa cum ai făcut și faci în continuare tu întotdeauna, Marina Krilovici. Emisiunea noastră aproape s-a terminat, mai avem câteva clipe. Vă reamintesc de cartea mea și a Marinei Krilovici, Marina Krilovici, povestea unei vieți pline de iubire. Vă rog să o citiți pentru că vă veți găsi entuziasm pentru propriile dumneavoastră vieți și vă rog să o urmăriți pe Marina Krilovici pe rețelele de socializare, unde este foarte prezentă, are fotografii frumoase, postări frumoase. Un ultim mesaj de la revedere de la tine, minunată Marina Krilovici, pentru telespectatorii Canal 33 România și pentru publicul tău care te adoră aici în țara ta. Da, am foarte mulți oameni din România care mă iubesc și care mi-arată această iubire și tineri care nu mă cunoșteau, dar cu video, cu asta m-au cunoscut și mă admiră. Eu sunt convinsă de ceea ce ai spus tu, că după această criză toți vom fi mai buni și toți vom înțelege că consumația și multele lucruri pe care le cumpăram și le făceam nu este cel mai important. Important este să iubim, să arătăm dragoste, să iertăm și să continuăm să dăm dragoste peste tot, să zâmbim. Eu ador viața și iubesc. Poate de asta sunt așa cum sunt. Vă sărut pe toți! Și noi te sărutăm!
Da, o să păstrăm legătura, o să o urmărim pe Marina Krilovici în postările sale extraordinare. Îi mulțumesc că a fost alături de noi, este unul dintre cei mai dragi oameni de pe pământul acesta și întâlnirea mea cu Marina Krilovici mi-a deschis multe porți ale sufletului și multe ferestre. Sunt fericită că am putut împărtăși povești de mare dragoste despre lumea operei cu o reprezentantă de onoare a acestei lumi, cu Marina Krilovici. Sunt Alice Năstase Buciuta, vă spun și eu la revedere și vă rog să rămâneți în continuare cu Canal 33 România. La revedere!